Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Vicepremierul Andrei Spânu va pleca mâine la Moscova pentru a negocia cu rușii contractul de livrare a gazelor naturale în Moldova. Un copil de 11 ani din Moldova a fost confirmat pozitiv cu tulpina Delta Plus a coronavirusului. S-a întâmplat pe un aeroport din Israel. Un adolescent de 16 ani a murit în urma unui accident produs azi dimineață la Soroca. În mașină se mai aflau doi minori de 15 ani. Un copil din Republica Moldova a fost depistat pozitiv cu tulpina Delta Plus a coronavirusului. Presa străină scrie că s-a întâmplat pe un aeroport din Israel în timpul unui control, iar ulterior copilul a fost izolat. Responsabilii din sănătate de la noi spun că nu cunosc detalii despre acest caz. Presa din Israel scrie că băiatul de 11 ani se întorcea din Moldova și a fost testat lângă aeroportul din Tel Aviv. Acesta a fost depistat pozitiv cu noua tulpină, iar ministrul israelian a declarat că este primul caz din țară cu subvarianta Delta Plus. Copilul a fost plasat în autoizolare. Responsabilii de la minister însă nu au putut să ne ofere prea multe detalii despre acest caz, pentru că, spun ei, nu au avut timp să se documenteze. Cu certitudine pot să spun că acest caz, ca și alte cazuri înregistrate, da, sunt investigate inclusiv din punct de vedere epidemiologic. Cu siguranță se implică specialiștii. Cel mai probabil, băiatul a contactat cu mai multe persoane atât din țară, cât și din aeroport și avion. Nu este clar cât de răspândită este această variantă a coronavirusului pe teritoriul țării noastre, așa cum în laboratorul ANSP deocamdată nu este posibilă depistarea noilor tulpini. În săptămâna curentă au loc acele instruiri și pregătiri a personalului și a metodologiei, metodei respective. Sperăm că în cel mai scurt timp vom avea posibilitate. Coordonatorul programelor de imunizare OMS din Moldova a menționat că tulpinele noi apar de cele mai multe ori în cazul în care o țară se confruntă cu o explozie de infectări. Deși monitorizarea variantelor care circulă în regiune este foarte importantă, la noi în țară procesul bate pasul pe loc. Probele, chiar dacă capacitățile naționale până la moment nu dispuneau de acele resurse pentru secvențierea noilor variante, deci probele erau de rutină și regulat transmise către laboratoarele de referință din Uniunea Europeană, laboratoare acreditate. Deci se monitoriza foarte atent și se monitorizează la moment, deci noile variante care pot apărea. Varianta Delta Plus, depistată în Israel la copilul revenit din Moldova, a fost identificată anterior în mai multe țări europene, printre care și Marea Britanie. Experții britanici bat alarma și îndeamnă să fie analizată cât mai urgent această tulpină, pentru că varianta Delta Plus ar putea fi cauza principală a creșterii alarmante de infectări din ultimele zile din Regatul Unit. Refuzul oamenilor de a se vaccina împotriva coronavirusului îi aduce în secția de terapie intensivă. Asta spun medicii de la Spitalul din Bălți, unde toate paturile destinate bolnavilor COVID sunt ocupate. Majoritatea dintre cei în stare gravă nu sunt imunizați. Ieri, 12 persoane internate aici au murit, fiind cea mai mare cifră din ultima perioadă. Secția de terapie intensivă de la Spitalul Clinic Bălți este plină de pacienți speriați, leiți de puteri și deprimați. Toate cele peste 320 de paturi destinate bolnavilor infectați sunt ocupate și de cele mai multe ori sunt eliberate în cazul unui deces. În doar 4 zile la Bălți s-au înregistrat peste 30 de decese provocate de virus, adică un bolnav deceda la fiecare 3 ore. Asta se întâmplă de cele mai multe ori în cazul celor nevaccinați. Mutările se fac în organismul pacientului nevaccinat. De asta și-am ajuns noi la ce am ajuns. Dacă s-ar fi petrecut vaccinarea, așa cum s-a preconizat din start, da, cum s-a, înseamnă că nu ar fi apărut formele noi de coronavirus, cum este acest Delta. Medicii povestesc că unii pacienți, deși sunt în stare gravă la terapie intensivă și sunt dependenți de oxigen, nu cred că vaccinarea i-ar putea salva. Sunt bolnavi foarte gravi. O parte din pacienții noștri care stau pe aici, ei au fost contra de a se vaccina. Și sunt alți care îl trec în boală și spun că nu o să mai vaccineze, nu știu care e motivul. Între timp, la intrarea în spital, ambulanțele formează cozi, iar din interior se aud voci slabe ale pacienților infectați, care roagă medicii să-i trateze. Ce vă deranjează? Eu mă aud?
Speriate sunt și rudele bolnavilor, asta pentru că în ultima perioadă, spun angajații medicali, în spital ajung familii întregi și pentru că se adresează prea târziu, mulți își pierd viața, fără să mai reușească să-și ia rămas bun de la cei dragi. Este o foarte strașnă boală, așa că să vă toți privivale, și în popa suda, tobi работы и так много врачам. În instituțiile medicale din țară sunt internați peste 2400 de pacienți. Iar spitalele de peste Prut sunt copleșite de valul de pacienți infectați cu coronavirus. Morgile sunt pline, iar doctorii sunt doborâți de dramele pe care le trăiesc în fiecare zi. Numai luna aceasta, în România, au murit de COVID tot atâția oameni cât ar fi fost după prăbușirea 32 de avioane. Acum, una din principalele temeri este apariția unei tulpini românești de COVID-19, mult mai periculoase, deoarece pacienții ajung să fie intubați în doar câteva ore după ce au ajuns la spital. Virus foarte urât, foarte letal și noi am obosit să vedem atâta moarte. Din păcate, în această pandemie vor rămâne mulți copii orfani. Spitalele din România sunt pline de oameni care cer disperați ajutor să respire. Îngalați într-un salon improvizat într-un container de 50 de metri pătrați, medicii au înghesuit pe paturi și pe scaune 10 pacienți. Primesc oxigen de la 11 butelii. În curtea spitalului sunt 7 astfel de incinte, iar grămezi de tuburi de oxigen sunt descărcate în continuu. Câte tuburi ați adus astăzi? 64. Pentru cât timp credeți că o să ajungă? Până de seară. Cumplit este că specialiștii prevestesc o situație și mai dureroasă cu explozia infectărilor și deceselor în condițiile în care, la terapie intensivă, zac în stare critică peste 1800 de oameni. Situația este la fel de rea în orice spital, scene pe care le vedeam anul trecut la începutul pandemiei. În Italia, acum se derulează în România. Sute de familii îndurerate așteaptă să își ridice rudele de la morgi. La Giurgiu s-a stins o familie întreagă, fiul de 36 de ani și părinții. Niciunul nu era vaccinat. Părinții pe secția de infecțioase, pe oxigenoterapie. Băiatul ulterior a fost transferat în secția ATI COVID, ulterior intubat, 24 de ore, au murit toți. Este mai degrabă un film al groazei, făcând locuri mai multe la morgă. Nu este dorința mea să am locuri mai multe la morgă, este dorința noastră a tuturor să avem mai puțin decedați. Situația este scăpată de sub control. Salvatorii de pe ambulanțe găsesc oameni care mor în case și pe care nu a mai avut cine să-i ajute. Două cazuri în ultima săptămână în care i-am găsit deja decedați acasă. Una dintre principalele temeri ale medicilor este reprezentată de teama apariției unei noi tulpini de coronavirus, o tulpină românească. Evoluția bolii s-a schimbat, susțin infecționiștii. Pacienții cu SARS-CoV-2 nevaccinați trec brusc de la tuse seacă și stare febrilă direct într-o secție de terapie intensivă. Asta în contextul apariției în Marea Britanie a unei variante a tulpinei Delta, care este mult mai agresivă și se răspândește mult mai ușor. Vladimir Putin decretează o săptămână nelucrătoare pentru a limita răspândirea COVID-19. Se întâmplă în ziua în care Rusia a înregistrat un nou record de decese, 1026 de morți. Și Moscova impune primele măsuri anticovid din vară. Astfel, vaccinarea anumitor categorii de angajați devine obligatorie. Persoanele în vârstă de peste 60 de ani vor fi plasate în carantină și se trece parțial la muncă de acasă. Totodată, nu este exclus un lockdown. Autoritățile din Moscova au decis să ia măsuri în urma unui lung val pandemic alimentat de varianta Delta, care a început în luna iulie și nu dă semne să se potolească. Sunt tot mai puține paturi libere în spitale, iar situația este aproape critică. 100% care padat în reanimație, în тяжелом состоянии, невакцинированные. Иногда охватывает чувство отчаяния, конечно, потому что это можно было очень легко. Очень легко предотвратить тяжелое течение заболевания, если бы человек вакцинировался. Я не прививалась, как и все люди. Оттягивала. И это, вот знаете, прям в один щелчок. Пропагация рапида нового коронавируса есть в принципе каузата де рата слабо де вакцинария популяции русе. По фонду неинкредерий фаца де вакцинурили русешт. Доар 32% dintre cei 144 de milioane de ruși sunt вакцинаци в презент ку схема комплета. Я не прививалась, потому что я не болела ни разу. Я считаю, что
зачем делать себе прививку болезни, которая ко мне не пристает. Людей начали вакцинировать буквально последние пару месяцев, и мне кажется, для того, чтобы понять, как она сыграет в организме, это нужно как минимум несколько лет, а не пару месяцев. Поэтому сама пока выдерживаю паузу. Moscova, unul dintre epicentrele pandemiei din Rusia, a decis să placeze în carantină toate persoanele în vârstă de peste 60 de ani nevaccinate, începând cu 25 octombrie și până la 25 februarie. Totodată a cerut angajatorilor să permită munca de acasă pentru cel puțin 30% din angajați și a impus vaccinarea obligatorie pentru 80% dintre angajații din servicii. За последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализации больше 20%, что говорит о отрицательной динамике ситуации с коронавирусом. La Moscova deja accesul în restaurante, săli de concerte sau spectacole se face doar în baza certificatului de vaccinare sau a unui test negativ la COVID. Здравствуйте. Можно QR-код, пожалуйста? Sankt Petersburg, al doilea cel mai afectat oraș al țării, a anunțat de asemenea că va introduce de la 1 noiembrie certificatul verde și îl va extinde în timp pentru tot mai multe activități. Iar vicepremierul rus, responsabil de sănătate, a recomandat decretarea unei săptămâni nelucrătoare în perioada 30 octombrie-7 noiembrie în întreaga țară. S-a mai recurs în trecut la o astfel de măsură pentru a limita circulația persoanelor și implicit a virusului. Natalia Gavrilița a discutat la telefon cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Premierul spune că a cerut informații despre livrarea de curent electric prin centrala de la Cuciurgan, în condițiile în care volumele de gaze livrate de Moldova Gaz s-au redus, dar și despre rezervele existente de cărbune. Vadim Krasnoselski a dat asigurări că centrala de la Cuciurgan va furniza în continuare energie electrică. Anunțul premierului a fost criticat de fostul deputat Alexandru Slusar, care a amintit de datoriile pe care le are regiunea transnistreană față de Gazprom. Președintele Moldova Gaz a declarat la emisiunea În profunzime că datorită Transnistriei pentru gazele naturale livrate constituie aproape 7,4 miliarde de dolari, iar cea a Moldovei peste 700 de milioane de dolari. Încă trei stații la care șoferii din sudul țării și alimentau mașinile cu gaz și-au sistat activitatea. Так как давление в трубе транспортной в Республике Молдова оно снизилось из-за сниженных объемов, соответственно, наше оборудование сколько могло, еще сутки работало, вот после того, как объявили тревожную ситуацию в газовом секторе. Ce spun șoferii despre situația în care s-au pomenit, aflați în continuare la știri. Revenind din Polonia, vicepremierul Andrei Spânu anunță că va pleca mâine la Moscova ca să discute cu administrația prezidențială subiectul privind livrarea gazului în țara noastră. Spânu spune că Moldova insistă pe prelungirea contractului cu Gazprom în baza condițiilor de până acum. Vicepremierul a oferit detalii și despre vizita sa în Polonia. Comisia de la Veneția va veni în scurt timp cu o opinie referitor la modificările operate de PAS la legea cu privire la procuratură. Despre acest lucru a anunțat chiar președintele comisiei, care se află zilele acestea într-o vizită la Chișinău. Oficialul a atenționat guvernarea să nu confunde urgența cu graba și că trebuie să se consulte cu opoziția și societatea civilă atunci când face modificări la legile ce țin de reformarea justiției. Dans mes discussions avec la majorité actuelle, j'ai souligné l'importance de ne pas confondre urgence avec précipitation. Sugerând că unele modificări la legea cu privire la procuratură, CSM sau CSJ au fost făcute în grabă, Gianni Buchicchio a declarat că în următoarele săptămâni Comisia de la Veneția va veni cu o opinie în acest sens. Totodată, președintele Comisiei i-a îndemnat pe reprezentanții guvernării să colaboreze cu opoziția, dar și cu reprezentanții societății civile atunci când intervin în legile ce țin de reformarea justiției. L'objectif de réforme du système judiciaire n'est pas de changer quelque chose pour quelques mois ou quelques années. C'est d'établir un système judiciaire qui a une longue perspective d'efficacité, d'indépendance et de service pour les justiciables et les citoyens.
Întrebați ce crede despre reținerea procurorului general reprezentanții Consiliului Europei, care fac parte dintr-un grup de lucru la nivel înalt privind reforma justiției în Republica Moldova, s-au abținut să comenteze. Indeed, there was a great speed in this procedure. I can't give you a reply now, an answer now, because rightly we have to study this law, and this will be done in the next weeks. And you will receive, not you, but the authorities will receive an opinion of the Venice Commission on the law itself. Concerning the procedure, this is in the hands of the justice system, and of course we cannot intervene in this field. Grupul de lucru al Consiliului Europei, din care fac parte mai mulți oficiali europeni, se află în vizită la Chișinău în perioada 19-21 octombrie. Aceștia au avut mai multe întrevederi cu oficiali de rang înalt, cum ar fi ministrul Justiției, membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Parlamentului, dar și cu președinta Maia Sandu. Compania care asigură orașul Sângerei cu gaze naturale cere autorităților locale să conecteze la gaz instituțiile publice după un anumit program. Moldova Gaz spune că un asemenea îndemn nu a venit din partea lor și că a informat compania că va furniza necesarul de gaz după volumele contractate, astfel nu există necesitatea de a reduce consumul. Vicepreședintele Consiliului Raional Sângerei, Tudor Tutunaru, a anunțat pe pagina sa de Facebook că furnizorul de gaze naturale din raion a făcut un grafic de conectare la căldura instituțiilor publice. Astfel, grădinițele, școlile, spitalele, dar și alte instituții publice nu vor avea căldură pe tot parcursul zilei, ci doar într-un anumit interval. Și ei au făcut un grafic pentru instituțiile acestea și o să lucreze cazanele numai în orele acestea, o să dea căldură. Presiunea e slabă în rețelele de gaz. Dacă scade, am înțeles, mai puțin de 15 bari, se deconectează. În documentele publicate de Tudor Tutunaru, cei de la Nord Gaz Sângerei explică instituirea acestei măsuri prin faptul că a fost anunțată stare de alertă în domeniul energetic. Pe de altă parte, președintele Moldova Gaz afirmă că nu sunt motive pentru o asemenea decizie, întrucât asigură compania distribuitoare cu volumele necesare. Îndemnul întreprinderii a fost doar ca instituțiile să raționalizeze consumul de gaze în perioada de criză. Ceea ce a făcut Nord Gaz Sângerei, eu nu știu. Ei trebuie să cunoască că sunt consumatori protejați. Ei respectiv cred că nu a înțeles mesajul. Acum ne implicăm noi să ducem tratative cu Nord Gaz Sângerei ca să nu fie afectate activitatea spitalurilor și respectiv liceelor și altor obiecte sociale. Responsabilii de la Nord Gaz Sângerei nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne oferi o explicație. Mai multe stații de alimentare cu gaz din sudul țării și-au sistat activitatea. Se întâmplă din cauza că presiunea din sistem este redusă, spun responsabilii companiei Transautogaz care le gestionează. Șoferii sunt nedumeriți și spun că nu știu ce vor face mai departe. A cât a băut gaz? Șoferii care obișnuiau să-și alimenteze mașinile cu gaz la această benzinărie din satul Bugeac, raionul Cantemir, fac cale întoarsă deja de câteva zile, așa cum aceasta s-a închis. Я в шоке просто, не знаю, что сказать даже, если честно. Ну не устраиваю так это вообще. Почему? Ну что на бензин невыгодно ездить. Бензин дорогой, а газ еще терпимый. Будем ждать, когда исправится. Будем на бензин ездить. Что делать? Această stație este unica din regiune care alimentează mașinile cu gaz natural comprimat, cea mai aproape pentru șoferii din sudul țării fiind la Chișinău. O altă stație care nu mai funcționează este cea de lângă Hâncești. Так как давление в трубе транспортной в Республике Молдова оно снизилось из-за сниженных объемов, соответственно, наше оборудование сколько могло еще сутки работало вот после того, как объявили тревожную ситуацию в газовом секторе. Соответственно, эти заправки свой ресурс сколько еще было отработали и перестали работать. К сожалению, мы зависим от тех параметров, которые нам дают. Anterior, compania Transautogaz a anunțat despre suspendarea temporară a activității a trei stații de alimentare din municipiul Bălți, satul Țarigrad din Drochia și Seliște din raionul Orhei. Guvernul Cioloș nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi din partea Parlamentului României pentru a fi investit. Au fost 88 de voturi pro, dar era nevoie de 234. După ce a picat la vot în Parlament, Dacian Cioloș i-a acuzat pe deputații români că sunt rupți de realitate.
au respins singura soluție pe care a avut-o pe masă. Exact ei sunt cei care au prelungit situația de criză politică în care ne aflăm. N-au făcut nicio propunere alternativă. Așa cum era de așteptat, guvernul propus de premierul desemnat Dacian Cioloș a fost respins în Parlament în urma voturilor exprimate de senatori și deputați, astfel că România nu iese încă din criza politică. Fac un apel către toți șefii de partide, prezenți sau neprezenți în această sală. Vă cer să ne întâlnim imediat și să găsim împreună o soluție pentru a scoate România din criză. Gata cu politica, nu se mai poate așa. Prin urmare, partidele vor ajunge din nou în fața președintelui Klaus Iohannis la consultări. Criza din România a fost declanșată după căderea guvernului Câțu, demis prin moțiunea de cenzură. În câteva minute începe O seară perfectă, iar astăzi gazda emisiunii este actorul Emilian Crețu. El se află în studio deja și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Emilian, bună ziua! Bună ziua, îmi pare foarte rău, Emilian n-a reușit să vină pentru că m-am întors, da, și dragilor, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați purtat de grijă. După cum observați, am suferit mici mutații, sunt un piculeț mai păroasă, mai fărățiță, mi le-am mâncat, da, bine, să nu intrăm în detalii. Important e că am revenit, vă aștept în fața micilor ecrane și da, avem o seară nu doar perfectă, dar incendiată. Iară, pentru că astăzi avem invitați speciali, avem un nebun, avem o hlizită și avem un bolnejor, adică eu. Vă pup și vă aștept după știri să facem o seară perfectă împreună. Mulțumesc! Emilian, îți mulțumesc! Un om talentat este talentat în toate, o demonstrează Daniela Burlaca, una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate actrițe și regizoare de la noi. Aseară Daniela și-a asumat postura de prezentatoare a serilor perfecte și a fost, ca de obicei, la înălțime. Astăzi vreau să partajăm reciproc o seară perfectă. Această seară, aici la ProTV, îmi iau lecția. Este o provocare și o accept. O emisiune plină cu oameni cu sens, care au ce spune și de la care avem ce învăța. Asta și-a dorit Daniela, iar dorința i s-a îndeplinit. Maestrul Vitalie Rusu. Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi ce a spus Eminescu. Acolo mi-ați spus să audă toată lumea. Viața merge vesel înainte, doamna. Actrița nu a avut prea multe emoții și spune că și-a jucat rolul cu multă plăcere. Să vă spun sincer, nu am avut emoții. E cumva în ordinea firească a lucrurilor, ține de meseria mea. Fiind întrebată dacă ar mai repeta această experiență, Daniela a răspuns: da, ok, da, cu mult drag. 9 persoane, printre care și un angajat de la Agenția Servicii Publice, sunt cercetate penal de ofițerii CNA după ce ar fi cerut mită de la mai multe persoane pentru a obține în mod fraudulos permise de conducere. Potrivit CNA, suspecții aveau conexiuni cu funcționari din interior, astfel pentru programarea urgentă a candidaților, precum și pentru susținerea probelor practice, membrii grupului încasau de la solicitanții de permise între 350 și 500 de euro pentru fiecare caz. Oamenii legii au efectuat perchezițiile la domiciliile acestora. Ei riscă până la 10 ani de închisoare. ASP nu a comentat deocamdată cazul. Moldova ar putea renunța la schimbarea sezonieră a orei. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un aviz în acest sens și urmează să-l prezinte în Parlament. Conform documentului, este necesară corelarea deciziilor naționale ale Moldovei cu privire la schimbarea orei cu deciziile aplicate în cadrul Uniunii Europene. Parlamentul European a votat pe data de 26 martie 2019 renunțarea la schimbarea orei de 2 ori pe an. Statele membre UE care doresc să păstreze ora standard, adică ora de iarnă, vor schimba ceasurile pentru ultima dată, în ultima duminică din octombrie, adică în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2021. Adjunctul suspendat al lui Alexandru Stoianoglu, Ruslan Popov, va fi plasat în izolatorul CNA pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de magistrații de la Curtea de Apel la solicitarea procurorului de caz. Popov, care s-a aflat până ieri în arest la domiciliu, spune că hotărârea este ilegală.
După ce magistrații de la Curtea de Apel au decis să-l plaseze pe Ruslan Popov din arest la domiciliu în arest în izolator pentru 20 de zile, acesta a fost luat din fața instanței de mascații de la SIS. Popov a declarat că decizia judecătorilor este ilegală. Toate drepturile mi s-au încălcat în cadrul acestui proces. Investigațiile s-au pornit în lipsa unei bănuieli rezonabile că s-a comis o infracțiune. Și doi temeiuri pentru ca eu să fiu reținut și deținut ulterior în detenție nu au existat cu desăvârșire. Și la baza acestor investigații au fost puse niște documente false. Avocatul lui Popov susține că va ataca decizia la CEDO. Decizia este irevocabilă, nu se spune niciunui căi de atac, ceea ce nu deschide o cale pentru a merge la Curtea Europeană pentru apărarea drepturilor omului. Ceea ce nu vom ezita să facem. Ruslan Popov a fost reținut pe 9 octombrie fiind vizat într-un dosar de îmbogățire ilicită după ce mascații de la SIS și ofițerii CNA au făcut percheziții acasă la el. Ziarul de gardă scrie că Popov este cel mai bogat procuror adjunct, iar în 2020 a ridicat un salariu de peste 397.000 de lei de la Procuratura Generală. Un băiat de 16 ani a murit după ce s-a răsturnat și a intrat cu mașina în copac. Acesta se afla la volanul unui automobil furat de la ruda unui amic. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în această dimineață în satul Coseuți din Soroca. În mașină se mai aflau doi minori de 15 ani, o fată și un băiat, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliția afirmă că adolescentul care a supraviețuit ar fi furat mașina din curtea casei unei rude, fiind în stare de ebrietate. Pe marginea cazului a fost pornită o anchetă. Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, ar trebui pus sub acuzare pentru omucidere și crime împotriva umanității din cauza bilanțului tragic al pandemiei de coronavirus înregistrat acolo. Se arată într-un raport de peste 1000 de pagini al Senatului. Potrivit anchetei, care a durat 6 luni, Bolsonaro a decis în mod deliberat și conștient să amâne achiziționarea de vaccinuri anticovid, condamnând mii de cetățeni la moarte. Peste 600.000 de oameni au murit din cauza coronavirusului în condițiile în care aproape 22 de milioane de brazilieni s-au infectat. La debutul pandemiei, Bolsonaro a fost unul dintre liderii care au negat sau minimalizat pericolul coronavirusului pentru sănătatea publică. Este puțin probabil însă ca Bolsonaro să fie cercetat penal, cel puțin atâta vreme cât este președinte în exercițiu. O sabie veche de aproape un mileniu, care i-ar fi aparținut unui cavaler cruciat, a fost găsită de un scafandru amator în Mediterană, pe coasta nordică a Israelului. Obiectul extrem de valoros s-a păstrat aproape intact și după o curățare temeinică urmată de evaluarea specialiștilor, va fi expus într-un muzeu. Acoperită de scoici și alte organisme subacvatice, sabia a fost scoasă la vedere după ce curenții marini au mișcat nisipurile din adâncuri. Scafandrul se afla la aproximativ 200 de metri în larg când a zărit în apa limpede misteriosul obiect. Coasta Carmelului, unde a fost găsită sabia, a oferit adăpost navelor în timpul furtunilor de-a lungul secolelor. Specialiștii spun că ascunde multe comori. Because of the area where the sword was found, not so far from the Crusader Castle of Athlete, which is a Templar castle, during the early 13th century. We are assuming that it belonged to the Crusader period because of the size, because of the other artifacts that belong to the sword. Cel mai probabil, sabia a aparținut unui cavaler foarte puternic, deoarece este foarte grea. It's heavy because of the stones that glue to it, and also because it's iron sword and very big one. În apropierea sabiei de aproape un metru au mai fost găsite o ancoră și obiecte de ceramică. Maybe there is a name written on it, maybe there is a decoration, and that will also give us more information about the knight who holds this beautiful sword. Cruciadele au început la sfârșitul secolului al XI-lea, iar cele mai cunoscute au fost cele din estul Mediteranei, care au avut drept scop recuperarea Țării Sfinte de sub stăpânirea musulmană. Un avion cu 21 de persoane care zbura către Boston s-a prăbușit imediat după decolare în statul american Texas, la scurtă vreme după ce a lovit solul. Aeronava a luat foc, însă toți cei aflați la bord au scăpat cu viață. Potrivit autorităților, toți cei 18 pasageri și cei 3 membri ai echipajului au reușit să iasă la timp. O persoană a fost rănită ușor. Mai mulți salvatori s-au luptat minute în șir ca să stingă flăcările. Avionul a fost distrus aproape complet de incendiu, potrivit unor imagini impresionante difuzate de serviciile de salvare. Nu se știe deocamdată ce a dus la prăbușirea aeronavei.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Emilian Crețu. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0222 13645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.